și mântuitorul tău personal. Da, este. Te întreb dacă îl iubești pe Domnul Iisus Hristos. Da, îl iubesc. Până când dorești să îl urmezi pe el, să faci voia lui și să-i fii credincioasă. Ajutorul lui până veșnicie. Amin. Potrivit cu mărturia ta, pe baza ei, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. O avem pe Diana aici, care și ea s-a hotărât pentru Domnul Iisus și haideți să o întrebăm și pe ea. Sora Diana, te întreb înaintea martelor văzuți și nevăzuți, dacă Domnul Iisus Hristos este Domnul vieții tale și este Mântuitorul tău personal. Te întreb dacă îl iubești pe Domnul Iisus Hristos. Până când dorești să îl slujești și să-i fii credincioasă să faci voia lui. Amin. Domnul să te ajute. Potrivit cu cuvântul pe care tu l-ai rostit aici, pe mărturia pe care ai depus-o înaintea fraților și a surorilor, și potrivit cu porunca Scripturii, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Cine crede se botează. Sora Alexandra, a venit și rândul tău, în momentul acesta minunat, în care te întreb și pe tine dacă Domnul Iisus Hristos este Domnul vieții tale și Mântuitorul tău personal. Te întreb dacă îl iubești pe Domnul Iisus Hristos. Dacă crezi că El a murit pentru păcatele tale. Până când vrei să-L slujești și să fii credincioasă? Toată viața. Domnul să te ajute la aceasta și pe baza mărturiei tale, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Cine crede se va...